Ia uitați cum arată zona unde am îndoptat. Și mașinița mea. Frumos. Acum vreau să merg să arunc gunoiul. Pentru că aia e, când vii din Făgăraș, Nielunos, nu știu să deschidă gunoi aseară. Vorbesc de mine, Nielunos. Și am venit aici și tot răgeam ca nebunul. Dar doar arată semn că bagi mâna și deschizi, Cosmin. Bine, aseară eram și agitat după ziua de ieri. Aici este centrul de primire al turiștilor. Mulțumim foarte mult dacă cineva se uită, bineînțeles că nu. Să știe că apreciez foarte mult condițiile pe care le oferiți. Am avut niște băi extraordinare. Până acum cred că este cel mai curat loc în care am fost. Apă caldă, o grămadă de toalete, tot ce vrei. Acum vreau să merg să încep un nou vlog de pe malul lacului. Bună dimineața, oameni minunați! Vă salut din Waterton Park, în Canada. Seara trecută am trecut frontiera. Aceasta este situată între două parcuri naționale, cum vă explicam probabil și în ultima postare. Am înoptat aici, la centrul de primire al turiștilor, condiții extraordinare și le mulțumesc canadienilor pentru că, iată, am pășit pentru prima dată în țara lor și sunt încântat de ceea ce am găsit. Aș fi putut spune că aventura mea, de fapt, începe de aici. Până acum a fost ceva mai simplu, dar și în ultimele două vloguri ați văzut niște lucruri extrem de interesante în Parcul Național al Ghețarilor și poate și aici, unde mă aflu în momentul de față. Care este planul? Mă voi pune la drum, vreau să ajung într-un alt parc național, după care voi intra pe celebra Alaska Highway. Așadar, ne continuăm drumul către Cercul Polar. Vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Sunt puțin zgribulit pentru că s-a schimbat temperatura. Am trecut de la aproape 100 de grade Fahrenheit, câte erau în Montana, înainte să ajung în Parcul Național al Ghețarilor, la 43, câte au fost în această dimineață, dar nu-i nimic, mie îmi place frigul, sunt omul ținuturilor reci. Așadar, rămâneți alături de mine pentru că urmează un nou vlog din minunata mea călătorie către Cercul Polar. Și nu pot să plec înainte de a vă prezenta din nou acest peisaj minunat și celebrul hotel-restaurant Prince Wales, prințul de Țara Galilor, parcă Wales înseamnă Țara Galilor, nu știu sigur, sper să nu vorbesc prostii. Acea clădire care arată superb. Un prieten mi-a recomandat să intru înăuntru, să filmez la interior sau măcar să văd, dar seara trecută eram bulversat de anumite chestii. Am intrat într-o țară nouă și nu m-am mai dus să filmez la interior. Acum hai să mergem, pentru că încet, încet se face de ziua. Înainte de a părăsi locația, vreau să vă arăt ce mișto arată sistemul acesta de containere. Vedeți? Sunt de tablă, probabil din cauza că există foarte multe animale. Hai băga mâna aici de desubt. Ai deschis și ți-ai pus gunoiul reciclabil sau nereciclabil, gunoi menajer, cum mai spunem noi.
Și aici în spate, cei ce vin și ridică gunoiul, deschid aceste uși, iau sacul, îl pun în mașină și pun altul înapoi. Simplu. Ok. Și aici, bineînțeles, celebra cutie de unde poți să-ți iei o pungă să cureți după câinele tău. Cred că este minunat să te plimbi pe această mini-faleză în jurul lacului. Ok, hai să mergem, pentru că cred că v-am povestit destul pentru acest intro. Aș fi vrut să stau și în această parcare, dar nu puteam, pentru că după ora 23 și până la 6 dimineața este interzis staționarea, ți se ridică mașina. Am aici permitul pentru care am plătit. Numai puțin. Expiră astăzi la 4. Am plătit $10 americani, $11 canadieni. Ieri când am intrat. Acum nu știu dacă este mai ieftin sau mai scump decât în state, dar dacă faci calculul pe o săptămână, ieși la vreo $70. Cam scump, domnilor din Canada. Eu am plătit $35 în Glacier National Park pentru o săptămână, dar asta este, fiecare cu prețurile sale. Ciuri! Cum zicea bunica, vrei păpică? Nu am să-ți dau. Și nici nu cred că am voie. Hai să-mi iau la revedere, așa cum se cuvine, de la acest minunat parc național. Și cum altfel, cu un răsărit de soare. Aici este poarta de ieșire, dar bineînțeles și poarta de intrare. Vreau să văd dacă este cineva acolo, pentru că vreau să iau niște informații. Și aici e un indicator, în dreapta USA Border. Și în stânga, Pincher Creek. Noi nu mergem în dreapta, că abia ce am venit din state. Ne ducem în stânga, spre cercul polar. Continue on Alberta 6 North for 48 kilometers. Mă omoară ăștia cu kilometers, cum puii mei pronunță. Știți că ieri am luat țeapă, eu am văzut 60, spacea 80. Bă, ăștia-s nebuni, 80 la oră în parc național, dar de fapt era în kilometri. Și aici, în bord, trebuie să tot fiu atent, să mă uit. Când trebuie să fiu atent la viteza cu care merg, pentru că m-am trezit de vreo două ori că mergeam cu vreo 30 peste limită. Aia e, până te obișnuiești. Uite, de exemplu, aici e 80 și aia înseamnă, stai să văd, cu 50 la oră, 50 de mile pe oră. Da. Na, ok. कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह ढूंढा था अब तक बस दो पल का चैन तुम्हारे आने से है बेहद सुकून चाहत हुई है तुमसे यूं बेइंतहा बस है तुम्हारा ही हर वक्त जुनून कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से ओ Primele impresii în Canada. Drumuri foarte bune. Terenurile arată foarte îngrijite și extrem de multe ferme. Am văzut animale pe toate câmpurile.
Mi se pare un pic mai îngrijite fermele de aici din Canada decât cele din state. Și aici un câmp cu văcuțe. Și aș vrea să fac o rectificare. Numai o secundă. Eu am mai fost în Canada, dar atunci am intrat doar o mailă pe teritoriul canadian. Am fost când am venit în state în primele luni, dacă nu mă înșel, sau nu, poate după 2 ani, după ce am luat pe... Nu, abar n-am. Vreau să zic că am fost la Cascada Niagara și am intrat pe teritoriul canadian pentru că m-am întâlnit cu niște prieteni care nu aveau viză de state și atunci am intrat eu în Canada și ne-am văzut acolo la Cascada, am stat o noapte la un hotel. Îi salut dacă se uită la acest vlog și le dedic și lor toată această excursie pentru că sunt niște oameni minunați. Știu că le place natura și mă gândesc de multe ori la ei, îmi lipsesc, chiar dacă nu am mai prea ținut legătura în ultimul timp. Și aici avem o fermă în stânga. Sunt foarte îngrijite. Dar drumurile te ung la suflet. Și știți ce am mai observat? De când am plecat de acasă, am văzut două căprioare și câteva animăluțe prin parcul național din Dakota de Nord, Theodore Roosevelt National Park. În rest, nimic. Bineînțeles că va sosi și vremea în care voi vedea multe animale, dar mă mir, nici în Glacier National Park nu am văzut niciun animăluț. Nici măcar veverițe. Iată că și canadienii au Walmart. M-am oprit aici să-mi cumpăr o pernă pentru că am uitat-o acasă și m-am chinuit câteva nopți. Am cumpărat o pernă cu $5. Un lichid de parbriz care a fost aproape $4. Două sticle de apă. Nu știu cât e un litru. Poate un litru jumate. O pungă de gheață, două role de șervețele și niște avocado. Am să vă spun de îndată cât am plătit. Deci am plătit $26.66 dolari americani pentru toate cumpărăturile. O pernă, o pungă de avocado, două ape, lichidul acela de parbriz și a mai fost ceva, acum îmi scapă. Aici nu este inclusă punga de gheață, care a fost destul de scumpă. Oricum, cam scumpuț în Canada. Asta este. Știam că e un pic mai scump. Știu că există această problemă cu oamenii care locuiesc în Canada. Când cineva vine și spune că e cam scumpuț, comunitatea imediat sare în sus. Eu nu mi-am propus acest lucru, v-am dat niște prețuri și nu vreau să intru în conflict cu nimeni. Acum nu este exagerat de scump, dar oricum știam că în Canada viața e un pic mai scumpă decât în state. Hai să ne continuăm drumul. Am vorbit cu un tip de aici și mi-a recomandat niște străzi, niște drumuri minunate. Hai să mergem pentru că am pernă și asta e cel mai important lucru. Oare ce-o fi făcând oamenii ăștia cu atâta teren cât vezi cu ochii? Numai pășuni și pe aici, pe acolo, câte o cireadă de vaci. Oricum, vreau să vă spun că Canada este minunată, cel puțin cât am văzut eu până acum. Este incredibil de frumoasă.
Sunt atât de bune drumurile și foarte bine semnalizate. Și pe margine nu vezi o buruiană, nu am văzut nici măcar o bucățică mică de gunoi. Este adevărat că foarte des văd indicatoare cu mesaje să nu arunci gunoiul pe marginea drumului. Dar pe mine mă uimește cât de curată este. Eu că vreau să fluier! Care ați văzut filmul? Sunt pe autostradă, mai am vreo 45 de minute până într-un orășel unde voi face o oprire. Vreau să vă spun că am băgat benzină. Ultima dată de 20 de dolari și am făcut niște calcule. Să vedem unde e mai scumpă eu. În mare parte cam cu 3,45-50 am băgat în state benzină. Ceea ce înseamnă 1, ceva până în 5. 0,5, pardon, nu 1,5, nu 1,5. Ceva de genul acesta, hai să zicem un dolar rotund. Aici mi-a ieșit la 1,66 litru. Da. Și benzina este cam scumpuță, domnilor din Canada. Văzusem pe marginea autostrăzii un protest. Unii oameni protestau ceva legat de taxele pentru emisiile de carbon. Și ce am mai observat, mulți, știu dacă indieni, arabi, cred, i-am văzut pe câmp tot felul de procesiuni, se rugau. După aceea, într-un peco, am văzut 3-4 familii strânse într-un cerc și beau dintr-o cană din aia. Cred că ceai beau, nu cred că beau cafea. În fine, acum este un accident aici, din păcate. Suntem blocați de vreo... hai să zic maxim 10 minute, dar să merge așa încet. Da, din păcate un accident. Cred că este primul accident pe care îl văd, dacă vă vine să credeți, de când am plecat din Illinois. Poate nu este accident, poate i s-a făcut cuiva rău. Dar oricum, în 10 minute am trecut. Nu-i problemă. Nu cred că e accident. Că mașina e trasă pe dreapta, cred că i s-a făcut rău cuiva. Bă, Doamne ferește. Ok, hai să ne continuăm drumul. Se văd iarăși munții în zare, vom ajunge și noi acolo într-o jumătate de oră. Probabil din acest motiv este aglomerată autostrada, deoarece fiind duminică, nu știu dacă v-am spus, suntem în ultima zi de weekend, multă lume dorește să meargă la munte. Am ieșit de pe autostradă pentru că nu mai vreau să iau țeapă. De ce spun asta? Păi vreau să merg să bag benzină. Mă uitam să văd în ce direcție. Mamă, dar ce semnalizare au și ăștia. De te doare capul. Absolut deloc nu scrie în ce direcție e Peco. Spuneam, nu mai vreau să iau țeapă și să mă trezesc chiar și într-un parc național că trebuie să plătesc benzina aproape dublu. Ok. Vreau să-mi fac și rezervă, să-mi umplu canistra, să nu mai am stres. Da, interesant Peco ăsta. Ia uite, prima gaură. Da. Am găsit și prima gaură. De când am intrat în Canada. In Canada.
Hai să vedem ce preț au băieții ăștia. Ok, ia să vedem. Bă, 1.64. Ma va fanculo. Asta e. Cam scumpă. Deci am plecat de acolo. Cred că era un particular din ăsta, cum era odată în România, și-a făcut și el un gas station ca ciordii niște bani de pe la stat, după care și-a făcut o afacere privată. Bă, deci din 6 pompe nu mergea decât una sau două, era o coadă și trebuia să merg să plătesc înăuntru. Plus că benzina era foarte scumpă. Am plecat. Mai găsim noi. Oricum am 3 sferturi de rezervor, nu va probleme, dar am zis că să nu mă trezesc chiar pe munți, că dau 2 dolari și ceva pe un litru de benzină. Vom vedea. M-a zis eu că la gas station era un, cum zicea Iancheu, mă scuzați de expresie, motherfucker. Uite, aici ai 1.59. Și sper că le funcționează pompele. Dacă nici aici, unde? Oricum, ăsta este mult mai mare gas station-ul. Ok. Aici facem plinul. Băi, dau grătarele astea la intrare, n-am înțeles de ce. Tăscutură din toate încheieturile și mașina și creierii vibrează. Ce pui mei, are plin aici. Nealuna, să te arunci așa, fără să te uiți. Nici că n-ai fi șofer, ai venit cu elicopterul. Ok. Nice. Da, e... Nici nu știu ce să vă zic. Mie mi se pare că călătoritul ăsta, așa, noi ne-a venit cu autobuzul, era un tip care, frate, cu autobuzul a venit, trebuie să bage și el, asta e. Poate-l vedeți în spatele meu, prin geamuri. În fine, ce pui mei faceți, men? Ai blocat toată circulația în pana mea. N-am mai schimbat camera. Nu știu, am crezut că doar... Apropo de chestia asta, hai că mi se pare că sunt eu foarte haotic. My God, cu trecerea asta de... Să nu zic de ce. La fiecare gas station sunt niște grătare, deci tot se mișcă în tine. Fai, nu vine să cred, ce bullshit. În fine, spuneam că călătoritul ăsta într-o țară străină unde schimb tot. Eu povesteam cu persoane în România, dar ce e așa de greu să-mi spui câți metri are aia? Păi nu mai sunt obișnuit. Uite aici, iară grătare. Deci eu nu înțeleg. Care-s rostul astea? Oh my God! Oh, frate, nu veni în mine că rup mașina. Aia e căcat. Așteaptă. Că eu mă duc până la cercul polar. Tu mergi până aici, în deal. Și vine apoi, te duci și mănânci 10 burgeri. Era unul în spatele meu. Deci mi se pare un pic deranjanți modul lor cum funcționează canadienii ăștia. Nu știu, sunt foarte haotici în trafic. Am crezut că totul e nice. Ok, în America, în state, sunt mulți oameni care nu știu să o conduc, dar aici ei zic că sunt mai europeni, mai șmecheri, mai nu știu ce, fac niște figuri în trafic de tăia cu leșin. La gas station acolo eu am greșit, pentru că s-o obișnuit cu măsurătorile și să închei fraza, să nu lungesc vorba. Mi-am uitat că canistra mea are 5 galoane, de fapt mulțiți cu 3.6 și
nici nu stă cap acum să fac calcule. O 20 de litri cât or fi. Eu îi zic nu aia să-mi dea 5 litri. Bă, și bag și se umple de un sfert. What the heck? Să nebunesc, zic, aia de la casă e dusă cu pluta, că încolo eu sunt. Am uitat că sunt într-o țară străină și aici e în litri, nu în galoane. Și am luat 5 litri, asta e. Funcționează expresia, când ești de mic, când ajungi mare, nu mai te joci. Hai să mergem înainte. Oricum am făcut plinul 300 cam mai 402 mile. Dar de ce mi-a arătat așa mare? În fine, pot să fac 402 mile, dar cred că e ceva greșit la odometru, pentru că nu este chiar full mașina și în state când băgam făceam 396. Da, sunt foarte confuz, nu știu de ce. Prea multe cifre, prea multe schimbări. Aia e. E frumos în Canada, am spus, mișto, numai trebuie să ai grijă în trafic. Și cu schimbările astea, asta la casă, peste tot mi-au luat dolari americani. Asta spune, nu poți să plătești cash cu dolari americani, ok. Nu pot, nu pot. Parcă aș fi în Afganistan. Deci o grămadă de țări în lumea asta acceptă dolari americani. Da, asta nu a vrut să-mi ia dolari americani. Ce putea să-i fac? Nimic. Hai să punem GPS-ul să vedem pe unde mai suntem, că am uitat de... Nici nu era internet adineaurea. Bamf, bamf, bamf. Trebuie să stăm pe banda din stânga. West Bamf. Bă, dar voi n-aveți internet pe aici, am pana mea. În fine, până restartez eu telefonul. Nu e internet. Ok. După cum vedeți, am intrat din nou în munți, bineînțeles că am uitat să curăț parbrizul și sunt toate mizerile de la muște pe geamul meu. Foarte faină autostrada aceasta. Hai că opresc un pic aici să-mi șterg parbrizul, eu nu mai pot să merg așa. Care stați prin Canada și poate mă urmăriți, spuneți-mi și mie ce comunitate așa mare, peste tot sunt plin de, cred că musulmani, nu știu ce-s. Deci e plin și umblă în grupuri de câte 20-30. Aici avem un lac destul de fain, parcă nu arată prea curată apa. Ok, aici e autostrada, hai să ne continuăm drumul. Acum mai merge, parcă altcumva se vede. Foarte faine peisajele. Da, acum să nu credeți că am ceva cu oamenii ăia, că i-am văzut în număr foarte mare. Întrebam și eu, pentru că știu că atunci când am fost la Cascada Niagara, Niagara Falls, cum zicea încheu, văzusem mulți cu turban. Am înțeles că este o comunitate mare de arabi. Da, din ăștia calbi, nu zăpăciți. Ok, hai că ajungem în 27 de minute. Tocmai m-a depășit, acum este mai în față, prima mașină de poliție, deci până la urmă au și canadienii poliție. Mă îngrijorasem.
și am ajuns la intrarea în Parcul Național. Parcul Național Banff, B-A-N-F-F. Sper că am pronunțat bine, să nu mă cer de canadienii. Bineînțeles, din Canada. Să vedem dacă putem lua un pas pentru o zi. Oricum nu stăm prea mult aici, sau nu stau, mai bine zis. Vreau să continui drumul. Și uite, o cioară și în Alaska. Sunt ciori. Chiar i-am dat de mâncare la una. Se spune despre ciori că sunt cele mai inteligente păsări și trăiesc sute de ani. Oarecum le numesc canadienii, habar n-am. Să vedem cât costă. În Waterton am plătit pentru o zi $10 americani. Ok. Hai că merge destul de repede. Nu cred că am stat 3-4 minute până acum. Aici sunt prețurile, vă spun imediat. Adult $11, același preț. Canadien, bineînțeles, deci $10 americani. Da. Cred că în 2-3 minute ne vine rândul. GPS-ul spune că sunt mașini oprite pe autostradă, dar nu vede că am ieșit. Seniorii au reducere $9.50 canadieni. S-a mai încălzit afară după ce de dimineață au fost câteva grade. Acum cred că avem undeva la 22 de grade. Ai 20. Ok. Hai să vedem că linia asta ne trimite. Oh, just for one day. Yeah, $11 for the day. Just a heads up, if you pay an American, the exchange rate might not be correct. Okay, might be losing money, do you want to say? Doesn't it? Still up? Yes. $3.30 to your exchange. Thank you. Also in a bigger heads up, if you're planning on using American cash inside the park, highly recommend not doing that. Everybody takes it 1-to-1. Okay, thank you. Thank you. Cred că mă aleg cu o mână de cash de dolari canadieni. Zice băiatul de acolo că dacă i-am dat $10, pentru că știam că atâta mi-a luat și dincolo. Înseamnă că domnișoara aia mi-a ciurat din niște mărunțiși. Că a zis, bă, dacă transform banii ăștia în American, pierzi. No, ok. Și am dat $10, că știam că $10. Dar mi-a mai dat ceva rest. Înseamnă că domnișoara de la Waterton trebuia să mai dea niște rest când a făcut schimbul. Da. Asta e. Am intrat, am plătit pentru o zi, vreo $9 și ceva, cred că. Nu știu cât zis, că nu m-am uitat, habar n-am de dolarii canadieni. Și mergem să explorăm. Hai să vedem un alt stupid care mă împinge. Nea! Treci în puii mei! Bă, deci eu încă o dată n-am nimic. Ia uitați ăștia cu pick-up truck-ule. Dumnezeii pe pământul ăsta. Am un prieten la New York care tot la fel face, chiar dacă se supără. Ăsta e adevărul. Bă, voi sunteți Dumnezeii pe pământ. Deci, cum pui mei să nu se enerveze ăștia cu alte mașini? Că voi împingeți de la spate, men. Deci voi tot timpul, dacă se merge cu 70 și omul merge cu 80, voi trebuie să mergeți mai tare cu 90, că voi aveți pick-up truck-uri. Mă va fanculo. Așa pe românește. Deci m-au disparat și în Canada ăștia cu pick-up truck-urile lor. Mă va fanculo, va! De-aia nici nu mi-au niciodată pick-up truck. Încă o dată, mă va fanculo a treia oră. Deci toată lumea merge normal. Nu ăștia, ei trebuie să meargă mai tare. Bine, mai e și câte un disparat din ăsta cu Jeep-ul. Dar toți ăștia cu pick-up truck stau pe linia din stânga. Ei nu pot să meargă normal. Și acum că m-am răcorit, s-ar putea să închei vlogul ăsta, pentru că deja
am filmat prea mult și să încep altul aici în orășel când ajung. Vedem. Deci oricum, peisajele sunt minunate. Să nu mai zic de vis, că deja v-am disperat. Și încă o dată, vacanța mea este despre natură, munți, ape, văi, s-ar putea un pic și de pescuit și ceva filmări prin orășele. Dacă nu vă plac, asta este. N-am cum să mă duc în Florida. Am fost, dacă vreți să urmăriți vloguri din Florida, acum 2 ani am vreo 15-20 de postări. Căutați pe canal și găsiți. Vacanța asta v-am explicat pentru ce e. Și oricum vom ajunge și la ocean, dacă vă e dor de ocean. Hai da, Danielul nostru, dă-i cu pica tracola de merda, că ajungi primul. Poate te înțăpeni într-un... din ăla de margine, de pe margine, un morcov. Uite, altul. Deci, aici e 50, noi mergem cu 60, dar ăștia trebuie să meargă cu 70. Că pentru ei s-au înființat șoselele. Disperarea când îmi vine. Te arată interesanți munții ăștia canadieni. Piatră și pe aici, pe acolo, pădure. Dar au niște culori. Unii am văzut în Glacier National Park roșiatici cu păduri verzi. Sper că în Alaska să înceapă să se schimbe natura, să vedeți acolo peisaje. Deci la ce trafic e pe șosea, cred că aș fi super norocos să găsesc parcare. Asta e, parcă toate le-am ales să le fac sâmbătă și duminica. Nu, no, la peisaj. Hmm? Ce ziceți? Frumoasă Canada. Am intrat în Banff, probabil în Parcul Național, acolo era doar plata, pentru că scria Welcome to Banff, Banff, my pronunciation. Ok. Da, aici e localitatea, sau orășelul. Eu aș zice să încheiem aici, pentru că am vorbit destul, v-am arătat multe chestii. Zic eu, acum cred că ar fi timpul să mă relaxez și eu un pic, să vedem dacă fac un vlog pe aici, dacă nu îmi văd de drum, dacă nu e nimic interesant. Ok, nu uitați, este gratis să vă abonați, să dați like dacă vă plac postările mele și dacă doriți, urmăriți-mă în continuare, pentru că așa cum am mai tot spus, drumul continuă către cercul polar. Numai bine!